căutăm aici? Să începi. Căutăm aici. Eu mâncare, tu aer curat. Eu bătaie. Da, nu știm exact de ce am plecat astăzi în drumeție, că n-aveam chef niciunul. Parcă acum ne-am mai revenit puțin. Suntem în Bucegi. Da, voiam să văd locul exact. Nu știu locul exact cum se numește. Suntem la intersecția traseelor care vin de la Diham, de la Cabana Poiana Izvoarelor, din Bușteni prin Poiana Coștilei și mergem către Mălăiești. Doar că noi nu ne ducem la Mălăiești, ci vrem să facem o vale de abrupt, Valea Bucșoiului, cotată 1B, și apoi să coborâm pe creasta Balaurului. Aici jos atmosfera e frumoasă, e liniște, e aer curat, ca după câteva zile de ploaie, însă mai sus este plafon de nori. Așadar s-ar putea ca în jumătate de oră de acum înainte să nu mai vedem nimic, dar asta e, nu? O să fim în ceață. Mergem în ceață. Unii sunt în ceață mereu. A, era fain, foarte fain pe vremea aeriană. Ar mai merge. Tot prin perioada asta am mers și atunci. Mai noiembrie, cred? Sau octombrie? Octombrie, sfârșitul, început de octombrie. Am ajuns cam la jumătatea văii. Ne-am bucurat puțin de peisaj pentru că s-au spart norii, dar acum revin așa. Suntem optimiști, sperăm ca să fie, să avem totuși un joc de ceață, soare, ceață, soare, deși... Nori. Mulți nori. Vom vedea. Ea e destul de dificilă, valea, dar asta mai ales pentru faptul că toată stânca e udă și pentru că au fost curgeri pe toate vâlcelele de la ploile de săptămâna trecută. În schimb, e faină. Trebuie venit toată și când se vede peisajul complet. Suntem aproape la intersecția de trasee. Undeva acolo trebuie să fie omul. Bucșoiul în spatele meu, Elisa a fost și a dat o tură. Eu sunt sătul de el. Acolo se vedea crucea și noi trebuie să continuăm pe creasta Balaurului. A fost interesantă Valea Bucșoiului, foarte, foarte umedă. E de recomandat când e mai uscat. Și e destul de provocatoare pe locuri. Sunt multe stânci care sunt instabile, mult grohotiși. Da, ne-a plăcut. N-a fost rău deloc. Solicitam tare coborârea din creasta Balaurului, foarte abruptă și foarte multă vegetație pe potecă.
Nu știu dacă am imediat exact cea mai bună potecă, dar suntem într-un loc cu o priveliște de vis. Acele Morarului sub de tot și apoi jos Valea Morarului. Am ajuns în traseul marcat care vine de la Mălești, cred, sau de la Bucșoiu și o ia către Bușteni. O să mergem și noi puțin pe el și apoi vedem pe unde coborâm către Dihal. În sfârșit ne-a mai ieșit un traseu nemarcat, Valea Bucșoiului la urcare și Creasta Balaurului sau Bucșoiul Mic la coborâre. Și cel mai frumos din toată ziua a fost că s-au spart nori. Și ceața noastră. Nori. Suntem la lumină. De acum încolo e doar mers prin pădure, o pădure care începe să semene tot mai mult la toamnă. Și apoi, gata, asta e drumul înapoi către Brașov. Ne vedem data viitoare. La revedere!